face declarații, doamnelor și domnilor, a făcut în urmă cu foarte puțin timp. Iată ce a spus președintele Zelenski. Carmina, te rog. În urmă cu foarte scurt timp a postat un ultim mesaj pentru cetățenii ucraineni, dar nu numai. Un mesaj pe rețelele de socializare, iar cele mai importante lucruri, nu am reușit încă să obținem niciun rezultat, se referă la negocierile care au avut astăzi loc cu Federația Rusă, dar vom decide asupra unei etape de întâlnire a delegațiilor. Știm că astăzi, în urma negocierilor, nu a ieșit nimeni cu nicio concluzie decât că urmează să mai aibă o rundă de întâlniri. În prima parte a intervenției spune că răul înarmat cu rachete, bombe și artilerie trebuie oprit imediat, distruge și din punct de vedere economic. Este un mesaj care vine în urma atacurilor aeriene din această seară din Kiev, dar și din Harkov, pentru că inițial au fost atacuri în Harkov, chiar imediat după întâlnirea care avea loc în Belarus. Da, cred că un profil psihologic ar merita și președintele Zelenski, un om care nu se lasă bătut, care este o inspirație pentru poporul său. Și știți, e ușor când te uiți la televizor din România, dintr-un pat comod, să îi faci o evaluare, nu? Să faci o evaluare, să zici, domne, foarte bine, e luptător și așa mai departe. Vreau să vă dau într-un minut, aproape două minute, să vedeți exact cum arată Ucraina văzută de acolo. Priviți, vă rog, această relatare de pe străzi a lui Matthew Chance. Matthew Chance este reporterul care transmitea pentru CNN în momentul în care apare. Pentru întâia dată a fost primul bombardament. Era în direct, vă aduceți aminte, și-a pus vesta pe el. A mers pe străzile care au fost bombardate și aș vrea să vedem până la urmă cum arată realitatea din Ucraina. Pentru că Zelenski se bate ținând cont de toate aceste realități, ucrainenii se bat ținând cont de aceste realități, iar ceea ce noi vedem, fiți sigur că și Vladimir Putin primește cu pagubele pe care le produce la sol armata sa. Imaginile sunt extrem de dure, vă avertizez că sunt cu un puternic impact emoțional, dar cred că merită să vedem și să mergem în această seară pentru două minute în Ucraina pentru a vedea o realitate extrem, extrem de dură. Iată. Uneori am asistat la o luptă cumplită aici, la periferia Kievului, iar acesta este unul dintre acele vehicule din era sovietică care a fost complet ars. A fost atins de un proiectil. Acesta este un punct de acces către nord-est, către nord-est spre capitala Kievului, iar coloana de tancuri care a venit aici era blindată. Vedeți cum stau lucrurile acum. Haideți, veniți cu mine să vedeți resturile, metal contorsionat rămas de la aceste vehicule. Acesta era un camion care căra, ați văzut și blindatul din față, mă uit în jurul meu. Uitați-vă aici ce fel de muniție este necesară pentru a putea să facă așa ceva unui vehicul. Știu că comandanții ucraineni au spus că au fost folosite rachete anti-tank din Occident pentru a ataca aceste convoaie. Uitați-vă! Acest vehicul de aici este în continuare fum. Uitați-vă! Sunt cutii pe jos, resturi de muniție, grenade neexplodate, arată ca niște bucăți de ananas, le vedeți peste tot, este o devastare cumplită pe acest pod. Localnicii și liderii militari cu care am vorbit ne spun că ar fi undeva până la 10. E pare așa un soi de clișeu, dar ia uitați-vă aici, cineva adusese o amintire de acasă. Iar acum asta este cea mai rămas din el. A fost aruncat aici printre resturi în urma acestui atac.
De-a lungul acestui pod, care este un punct de accent, au fost sunt convoaie care au fost atacate. Am văzut uniformele militarilor ruși pe jos. Am mai fost prin zona asta mai devreme și am văzut niște lucruri cumplite. Eu nu vi le pot arăta la televizor. Sunt cadavre ale rușilor care au rămas pe jos. Acest vehicul de aici aparține armatei militare. Vedeți că are un V pe el, pe ușă. E vopsit un V acolo, care ar veni de la Vostok, cuvântul în limba rusă pentru est, care indică faptul că aceste echipamente militare au venit de la diviziile din est ale armatei ruse. Uitați-vă, aici aceasta este dovada. Nu vreau să vă arăt prea mult, dar este un cadavru acolo. Este un militar rus care zace mort pe acest pod. Zace mort pe acest pod. Totul s-a întâmplat când coloana lui a încercat să pătrundă și a fost atacată. Oficialii ucraineni și soldații ucraineni cu care am stat de vorbă în ultimele ore sunt foarte încântați de această victorie pe care spun că au obținut-o. Și nu doar aici, am mai văzut astfel de episoade peste tot în țară unde ucrainenii au reușit să îi împingă înapoi pe ruși. I-a făcut să se simtă ca și cum pot să câștige acest război. Marea întrebare este ce va face Rusia acum, pentru că vedem că a pornit o invazie cu o putere militară mai mică și e o mare șansă, pot să spun eu, locuiesc în Rusia de mulți ani și este foarte posibil ca Rusia să se recupereze și să atace și mai puternic, iar acesta este marele risc acum pentru armata ucraineană, care acum își celebrează victoriile. Marea întrebare este care va fi întrebarea armatei ruse și clasei politice din Rusia. De când a început această invazie, am călcat peste o grenadă, nu o văzusem. Haideți să ne îndepărtăm de această grenadă. Deci, avem pe de-o parte armata ucraineană care luptă cu putere pentru țara ei, se luptă cu rușii și cu rebelii susținuți de ruși. Știu ceea ce fac. Au fost susținuți de armele, de rachetele Javelin și Stinger trimise din Statele Unite și alte țări din Occident. Ați văzut că Suedia a hotărât ieri să trimită rachete antitank acestei țări pentru a-i ajuta pe ucraineni să se apere împotriva invaziei ruse. Și cu ajutorul acestui armament au putut să producă rușilor foarte mult. Mulțumesc, Alina, pentru această traducere și mulțumim lui Matthew Chance, în primul rând, pentru faptul că relatează. Astăzi, în prima parte a emisiunii, am văzut și o să revedem în această ultimă parte ce au reușit să facă rușii. Au lovit astăzi cu foarte multă putere. Au lovit astăzi în blocuri, au lovit în case private, au lovit în magazine, au lovit în infrastructură, au lovit cu o furie incredibilă. Poate și pentru faptul că ucrainenii au reușit să facă asta. Unde era această coloană lovită de ucrainieni? Această coloană rusă. Această coloană rusă era pe un pod în apropierea Kievului. Ei tot încearcă să se apropie și s-au tot apropiat. Când ne uitam pe imagine din satelit de mai devreme și vedeam că s-au apropiat la 17 km, aseară la o distanță mai mare. Bun, haideți să ne întoarcem însă pentru a înțelege profilul psihologic al fiecăruia și de ce e în stare fiecare. Vladimir Putin, de ce poate să fie în stare? Zelenski, de ce poate să fie în stare? Gabi, tu crezi că Putin, apropo de variantele pe care le dea în rapoartele serviciilor secrete americane, erau două variante. Că și-a pierdut simțul realității, că are niște probleme de înțelegere a realității și varianta a doua, că de fapt joacă pe nebunul pentru a obține ceea ce vrea. Dacă ar fi să înclin pentru una dintre cele două, pentru care înclina? Aș înclina spre a treia variantă, cum că suntem în zona jocurilor de oglinzi și că îmi face bine să rămânem sceptici la tot ce înseamnă informația aruncată pe piață. Crede-mă că în această perioadă, dacă există un război nevăzut, este războiul ideilor. Pentru că, evident, în momentul în care ataci cu armele, va exista un impact și o chestie finită, dar la masa obscură a jocului final nu sunt arme, sunt doar idei și există presiunea psihologică de ambele tabere și în tabăra lui Putin și în tabăra lui Zelenski. Spre exemplu, în tabăra lui Putin,
se acreditează treptat ideea tiranului nebun care, ca Nero, dispus să ardă Roma. Și mesajul este în mod direct către oamenii din proximitatea lui: fiți cu băgare de seamă, pentru că s-ar putea ca omul ăsta să însemne sfârșitul vostru. Pe cealaltă parte, împrejurul lui Zelenski s-a creat deja un nimb, o aură a unui arhanghel care protejează deja Ucraina prin simplu fapt că există. Și pot să observ cumva simetria dintre cei doi. Din acest punct de vedere, Putin deja a pierdut războiul imaginii, pentru că deodată îi se opune un tinerel fără o carieră politică în spate, care a apărut așa din spuma mării la cele mai recente alegeri prezidențiale, dar care ține piept, repet, unui om care de un sfert de secol conduce cu mână de fier Rusia și care deodată îi sfarmă aura de invulnerabilitate lui Putin. De asta spun, războaiele nu sunt, ce drept, la nivelul solului sunt despre oameni și despre migranți și despre arsenale militare, dar mult mai sus sunt despre corupția minții. Fără doar și poate că și pe partea rusă și pe partea ucraineană există capete lucide și, spre exemplu, sunt oamenii care s-au întâlnit să negocieze. Discutam astăzi cu cineva că sunt aproape sigur că acei oameni și-ar dori să se întâlnească din nou, pentru că sunt în primul și în primul rând ființe umane ca mine, ca tine, și care caută să găsească, să aibă ceva în comun și să oprească nebunia asta. Toți avem părinți, toți avem copii, toți avem frați, surori, și atunci nici rușii, nici ucrainienii n-au de fapt un casus belli. Este un război artefactual, un război inventat. Nu există o plângere, nu există ceva ca Ucraina să fi făcut Rusie sau viceversa. Este un capriciu și se joacă la masa capriciilor. Strategia de ieșire din acest status quo momentan pare că este umilirea completă, definitivă și irevocabilă a lui Vladimir Putin, și care, lasă-mă să spun, cred că va avea loc cu sau fără Putin, în condițiile în care pare că lumea liberă nu-i lasă opțiuni acestui om de a se prezenta, de a se mai prezenta vreodată ca lider al Kremlinului. Imaginează-ți pentru un moment că toată lumea se înțelege, toată lumea face pace. Cum se va duce după aceea Putin pentru prima dată la o întâlnire oficială cu oricine? Cu ce față se va prezenta? Cu ce credențiale se va prezenta? Drept urmare, din punctul meu de vedere, cariera politică a liderului de la Kremlin s-a terminat acum deja câteva zile de ziua îndrăgostiților, de Dragobete. Este momentul la care el a decis să joace cartea vieții, ultimului marș până la urmă de a intra în istorie. A intrat absolut umilitor. Observăm, știi cum se întâmplă, ca în perioada faraonică, se ridică în siajul lui Putin la sfințit soarele lui Zelenski. Soarele lui Zelenski nu este nici mai mult, nici mai puțin decât relevant pentru poporul ucrainean acum, care are nevoie de un lider puternic, viril, viu, în primul și în primul rând, și foarte vorbăreț, cum este Zelenski, dar asta nu aduce neapărat vreo alinare sutelor de mii de ucrainieni care în fiecare zi pleacă din casele lor și care trebuie că își pun problema cât de mult merită, vezi? Și iacătă, suntem tot în războiul ideilor. Cât de mult merită? Pentru că Ucraina va rămâne liberă, dar va rămâne cotropită pentru mulți ani de zile de acum înainte. Economic este deja o calamitate, este un dezastru umanitar care se întâmplă. Nu e suficient să arunci, ca să zic așa, balega în curtea rușilor, pentru că patriotismul nu este doar despre armă în mână, patriotismul este despre securizarea celor 10 de milioane de ucrainieni. Și felul în care faci chestia asta poate să fie prin forță sau poate să fie prin diplomație. Calea păcii unor, să știi că este foarte greu de ales, mai ales după ce bărbații și-au încins puștile de vânătoare și au plecat pe câmpii. Din acest punct de vedere, până la urmă, psihologia unui război, să știi că este în mare parte necunoscută și trebuie să se elibereze niște forțe, trebuie să existe un catarsis al părților. Vestul însuși și-a vărsat catarsisul acum, pentru că iată-te, deodată îi vezi pe toți triumfaliști cum, după niște ani, dacă vrei, de tensiuni, de frustrări față de Rusia, au ieșit și au spus: îți înghețăm asta, îți blocăm asta, nu o să mai poți să faci asta. Pe mine mă îngrijorează, dacă vrei, cât de mult din spațiul de confort al vestului va lăsa totuși loc onoarei, dacă vrei, războinicilor. Pentru că dacă vrei neapărat să calci în picioare Rusia, înseamnă că n-ai înțeles nimic din tot ce înseamnă tectonica statelor și tectonica istoriei. Până la urmă, și vestul trebuie să știe până unde trebuie să tragă linia, până unde trebuie să meargă și cum să facă încât, dacă vrei, strânsoarea asta, jugularea asta pe care i-au strâns-o lui Putin, să nu ducă în mod autentic la gesturi iraționale. Pentru că unui om care i-a luat totuși, care nu mai are nimic de pierdut, poate să facă absolut orice. Bun, acum să vedem dacă nu cumva cei din jurul lui, care au pierdut foarte mult, chiar totul, dar au pierdut foarte mult, se gândesc dacă nu cumva ar trebui să facă ceva cu Vladimir Putin ca ei să nu piardă chiar totul. Oana Zamfir.